Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Tata nostru s-a trezit de dimineață și a făcut la fete clătite. Dar nu vrei să dau farfurii, Ilia? Nu. Astăzi Lia merge la grădiniță, Cecilia merge cu tata la lucru, la biserică. La mine e vara și n-o fac nicio activitate în grupă. Ia, cum astăzi e cu tati cu tati la grădiniță. Ce? Și tu cu tata să mă iei? Da. Nu, mama m-o stia. După ploieța de ieri, iarăși totul a înverzit și priviți ce cer frumos aveam. Dar să știți că a plouat până la o bucată de noapte. Știu că a plouat până la o bucată de noapte pentru că eu m-am culcat la aproape de ora 2. Am terminat de citit această carte, jumătate de carte am citit-o duminică și jumătate ieri. Este o carte foarte frumoasă despre Parisul din timpul celui de-al doilea război mondial. O carte pe care neapărat trebuie să o citiți. Este o ficțiune istorică, după cum ne spune și autoarea, a fost inspirată de fapte reale. Chiar are o cunoscută sau avea o cunoscută care a trăit aceeași poveste ca și eroina noastră și chiar vreau să vă recomand, mai ales dacă preferați cărțile despre război, atunci neapărat să o citiți și imediat vă arăt încă o carte despre care la fel am zis că o să vă povestesc. Este vorba despre Rămas bun Budapesta, un roman despre Revoluția Ungară. Vedeți că în ultima perioadă cam așa cărți ajung pe mâinile mele și iarăși aceasta la fel. Este o ficțiune istorică. În ambele nu lipsește poveste de dragoste, de asta cred că și sunt atât de interesante. Iar astăzi, pentru că sunt acasă doar cu Stelian, vreau să citesc Speranța Pierdută. Toate aceste trei cărți mi le-a împrumutat prietena mea, Ludmila. După cum știți, eu am mai citit de Colin Hoover multe cărți, dar am înțeles că aceasta ar fi continuarea cărții Fără Speranță, da? Unde eroina Sky ne povestește cele întâmplate, după care aici avem adevărul din perspectiva eroului principal din. Iată așa câteva cărți bune pe care să le citiți în vara asta. Dacă vă faceți ceva cu ochiul, neapărat să intrați într-o librărie sau într-o bibliotecă, să le împrumutați și să citiți. Este ora 9 și pentru că ieri am lucrat foarte mult și sunt foarte, foarte obosită. Am decis să mai stau în pat și până acum am mai lucrat în telefon, dar acum vreau până la 9:30, iată, sunt la pagina 31, să citesc timp de jumătate de oră cu voce tare. Da? Așa că țineți-mi pumnii. Peste jumătate de oră îmi cronometrez timpul și în jumătate de oră vă spun cât am reușit să citesc eu cu voce tare din această carte, care, apropo, nu se citește prea ușor, să știți. Am adormit, am citit până la 9:30, de la pagina 31, da, până la pagina 45, eu zic că e bine, cu mici pauze, dar e bine. Și apoi am adormit, acum e ora 10, eu jumătate de oră am dormit și acum neapărat trebuie să merg să-mi fac cafeaua, să strâng prin casă, să mănânc câte ceva. După care, cred că iarăși o să citesc, o să mai văd eu ce mai fac. Vă spun că astăzi nu mă simt prea bine, apropo, trebuie să editez vlogul. Nu mă simt prea bine pentru că ieri
am lucrat mult și sunt foarte obosită. Așa că azi mă odihnesc. Din microplantele noastre au mai rămas aici doar mazărea și acolo ceva, nu știu ce. Dar ia uitați-vă cât de frumoase au crescut roșiile noastre. Acolo Sergiu a pus batat la încolțit, însă am vrut să vă arăt castravetele. Iată cum s-a cățărat el frumos și iată floricelele. Așa. Aici observ că deja este un castravete, din câte mi-a spus tatăl meu. Dacă este castravete, urmează să iasă floare. Dacă este doar floricică așa, castraveți nu vom mânca. Nu știu, vedem. Este pentru prima dată când facem acest experiment. Sperăm să fie totul bine. Apropo, castraveții pe care noi i-am pus, iată, în ghiveciuri, nu au nevoie de polenizare. Și iată, și pe acesta, iată, așa, avem un castravecior aici și în partea asta. Practic, la toate frunzele tot apar și apar castraveți, dar de ei se ocupă Sergiu. Eu o să mă ocup, ați văzut în vlogul anterior că am schimbat pământul la plante, da? Aici avem macerat din coș de banană și va fi îngrășământ pentru ele. Nu cred că astăzi o să le pun acest îngrășământ, câte un pic trebuie de turnat, pentru că ieri le-am turnat apă și mă tem să nu moară din cauza la prea mare umiditate, dar mâine cel mai probabil o să mă ocup de asta. Am mai vorbit cu Sergiu și cu Cecilia, vă spuneam că ei sunt la biserică, lucrează, fac lumânări. Eu cu Stelian am rămas acasă, pe la vreo ora 4, o să merg, acum este 12:30, o să merg să o aduc pe Lia de la grădiniță și până atunci trebuie să postez niște articole, să mai fac istorie în Instagram, să lucrez, am de lucru. Acum scriu, pentru că astăzi sunt așa cu cărțile, scriu un articol despre cum putem să motivăm adolescenții și preadolescenții să citească în perioada verii. Articolul va fi publicat pe mamaimperfectă.media. Puteți să mergeți acolo și să-l citiți. După care, cred că și eu o să citesc, o să mai lucrez. V-am spus, am de făcut mai multe lucruri, așa că cu asta o să mă ocup acum. Cum putem motiva adolescenții să aleagă lectura în loc de ecrane în perioada vacanței? Și iată câteva idei. Creați un club al cărții de vară, organizați o noapte a povestirilor, explorați Bookstagram-ul, inițiați o provocare de citit, planificați excursii literare, noi mâine cu copiii chiar o să mergem la bibliotecă, creați o bibliotecă de vacanță, tare mult vreau să fac și eu asta, împărtășiți recomandări de lectură. Sper că vă sunt utile ideile. Iată cu ce mă ocup eu. Noi în ultima perioadă avem zilnic, iată așa, instruiri. Înainte de a merge la grădiniță să o aduc pe Lia, să mă întâlnesc și cu Cecilia, fac aici un orez cu sos de roșii, ceapă verde prăjită și mult mărar. Are un gust foarte, e foarte gustos, delicios. Gata, am editat vlogul cât se va încărca pe YouTube. Vreau să mănânc, iată, așa mi-a ieșit orezul cu legume și aici am compot de cireșe negre. Mănânc, încarc clipul pe YouTube și merg după Lia la grădiniță. Mi-am făcut aici un ceai pentru digestie, o las la infuzat și aici, nu știu dacă se observă, am făcut ceai din măceșe. Pentru Sergiu vine acasă, dar aici mie o sălățică o să-mi fac de roșii, mărar,
castraveți și o ceapă verde. Și iată cum încheiem ziua de astăzi cu copiii care beau ceai și cu așa apus frumos. Ați văzut copiii? Bună dimineața! Am aici pâine cu maia și semințe scoase de la congelator, pâine cu tărâțe. Ou și este clar ce să fac, da? Pâine prăjită în ou. Astăzi Lia a rămas acasă. Am crezut că o să putem să dormim mai mult, dar nu a fost posibil, însă încerc să-mi păstrez zenul. Le pregătesc pâine prăjită în ou, apoi mai strângem prin casă după ce mâncăm și vom merge la bibliotecă. Iar de seară avem ședință foto de familie. Am decis că nu mai mergem la bibliotecă pentru că o să ne ia mult timp și o să obosim, dar am pregătit aici ținutele pentru ședința foto. Inițial vom avea o ținută, ținute de culoare albastră. Eu în rochie, Cecilia în rochie, Lia în rochie, Stelian cămașă și șorți și Sergiu cămașă și pantaloni albaștri. Apoi avem așa o ținută alb-verde. Vedem cum ne reușește. O să trimit fotografia să vadă fotograful. Eu mi-am luat cămașa albă și tricou alb plus pantaloni verzi. Stelian, Sergiu tricou alb, cămașa albă din păcate nu are. Și Lie, iată așa, fustă bate spre verde, tricou alb, mie, lui Stelian tricou alb, șorți verzi și Cecilie, iată, tot are culoarea verde acest tricou, așa că se va potrivi. Am zis că amândouă să fim, iată așa, în cămăș și ea în blugi. A venit Sergiu acasă, trebuia eu să merg la magazin, dar a mers el și mi-a adus, iată, pastă mistic, praf mistic, multe săpunuri. Aici am două fibere pentru sticlă, unul pentru veselă, un disc involver, aroma rollere, ulei esențial și mostre de parfumuri. Iată, am sortat comenzile, acum un pic să mă odihnesc și pe la 5:30 să o trezesc pe Lia, pe Sergiu, să ne îmbrăcăm și să ne pregătim pentru ședința foto. De Doamne, să nu plouă! Te-ți frumușei, îmbrăcăței! Mergem la ședința foto. Atent mâna la tăticu! Aduc. Adică poate, să aduc. Da, e frumoasă lumina. Nici nu știu cum. Eu îți descoperi. Nu sunt floricele. Nu sunt. Sunteți așa de frumos? Da. Nu. Auzi, dacă este, de ce nu? Măcar și așa trebuie obiectul. Mergem la copii. Mergem la bibliotecă să împrumutăm cărți. O să împrumut și pentru mine câte ceva, chiar dacă am acasă o grămadă. Dar pentru mine, pentru Lia, așteptați-mă! Și copiii au dreptul câte 5 cărți fiecare să împrumute. Așa că au să aleagă. Iată că am ajuns și la bibliotecă. Gata, am venit acasă și să vă arăt ce cărți am împrumutat. Generala, Marele Nate, O aventură super formidabilă, nu mai știu care sunt ale Ceciliei, care ale lui Stelian, Jurnalul unui puști, Marele Nate, puști, Însemnările unei puștoaice, puștiul și două din Însemnările unei puștoaice. Eu am împrumutat câte ceva și pentru mine. Sonete de Iulian Filip, Iubirea dată în căutare, Am supraviețuit lagărului hitlerist, apoi scrisori, așa,
și de Liliana Coropcă, Capătul drumului. Iar pentru Lia am împrumutat așa, Cartea fără poveste, Aricel și prietenii lui, Alice și războiul culorilor, Anunțuri hazlii pentru adulți și copii și Cine crește în grădină. Cam asta vom citi noi în următoarea perioadă. Ei, și ședința foto. E ședință foto, dar iată, dacă am stat pe păturică, trebuie să o curăț. Și cu asta încheiem acest vlog. Sper că v-a plăcut!